mandatat de către Consiliul Local ca reprezentante ai acestuia în cadrul Consiliilor Administrative ale liceelor din orașul nostru. Astfel, eu vreau să vă duc la cunoștință că data de 5-11 am participat în cazare de membru al Consiliului Administratorilor și din de Consiliul la liceul Ștefan Ludwig Roth, unde am aflat despre o anumită situație. Performanțele cele mai bune din cadrul liceului sunt astăzi în situația de a nu putea fi recompensate. Potrivit ordinului Ministrului Învățământului 5576, bugetul pentru burse este același, indiferent dacă bursele sunt de tip social sau privind rezultatele la învățătura, deci bursele de merit. Vreau să vă spun că, datorită unei situații care nu a putut fi prevăzută, anul acesta bursele de tip social sunt într-un număr mult mai mare decât cele care au fost anul trecut și, din această cauză, nu mai sunt bani la bugetul școlii pentru recompensarea celor cu merit. În această situație am considerat că sunt luate două măsuri, una cu efecte pe termen scurt și respectiv vis-a-vis de soluționarea problemei în cadrul liceului rol, este aceea potrivit căreia solicit în condițiile în care societățile comerciale din oraș își permit acest lucru să acorde la cerere sponsorizări pentru elevii cu rezultate deosebite. Asta este o soluție a ceea ce se întâmplă actuală și am și o soluție pe termen lung, general valabilă pentru toate liceele orașului. Respectiv, luna noiembrie voi informa colegii din Consiliul Local asupra acestei situații și de asemenea voi elabora o propunere care să se materializeze în hotărâre de Consiliul Local, prin care bugetul anului 2014 din cadrul orașului nostru să fie cuprinsă o sumă pentru recompensarea elevilor cu rezultate în bonus suficient peste 1,50 cam. Sigur că nu a putut fi prevăzută, pentru că situația socială din momentul de față probabil a determinat ca numărul elevilor cu nevoi sociale să crească. Este urmarea a ceea ce se întâmplă în momentul de față în economie, în viața socială. Evident că vom căuta soluții în cadrul Consiliului Local pentru a reglementa astfel de situații pentru anul 2014 și, sigur, și în continuare. Politic vorbind, am așa cum este în anul 2016, însă ca și vechi și nou președinte, vă mai doriți un mandat în funcție de primar al municipiului Mediaș? Da, am mai spus-o, dacă toate sunt bune și sunt sănătos și voi avea rezultatele pe care mi le-am propus și pe care medicienii le vor aprecia, nu văd de ce nu aș mai candida odată. În condițiile în care lucrurile încep să se așeze, practic în următorii ani vom pune la punct și infrastructura rutieră. Vedeți, APA în momentul de față și-a încheiat proiectul meu să facem refacerile pe străzi, avem o apă foarte bună. În condițiile în care Ecosau managerează foarte bine problema deșeurilor în municipiul Mediaș și în condițiile în care Mediaș are performanțe din ce în ce mai bune, piața iată a luat în oricum fi la categorie de obiect de activitate. Ați văzut astăzi spitalul iarăși bine cu niște realizări. Eu cred că până în 2016 ne vom atinge obiectivele propuse și atunci nu văd de ce nu aș mai candida. Da, întrebarea la asta probabil are un substrat. Nu? Da. Mă gândeam că asta îmi interesează anumite persoane dacă voi mai candida sau nu. Domnule Neag, legat de bursele sociale, ați făcut o verificare a corectitudinii datelor înscrise, de ce s-a ajuns la situația asta, încât să fie atât de multe burse sociale față de anii precedenți? Vreau să vă spun că, practic, am luat ordinul ministrului după ce am participat la acea ședință de Consiliu de Administrație și l-am citit. Sunt mai multe condiții acolo și, practic, nu am
nu am întreprins anumite acțiuni de cercetare, ci pur și simplu am luat datele pe care le-am primit în consultă administrativă ca fiind corecte și reale și confidente. Personal, considerați că sunt reale? O părere personală. Da, nu văd de ce nu ar fi reale câtă vreme aceste spuse în cadrul oficial de către conducerea liceului. Eu cred că sunt reale pentru că sunt documente niște anchete sociale, în baza unor dovezi de venituri și așa mai departe.